În România, mulți medici au dat demisia în semn de protest că nu aveau suficiente echipamente de protecție. Unii doctori din Franța au găsit însă o altă formă prin care să-și exprime nemulțumirea. Mai mulți stomatologi au protestat în pielea goală, deranjați că autoritățile franceze le-au cerut să reia activitatea în cabinete, deși nu au suficiente măști, costume sau mănuși. Ei s-au fotografiat goi pușcă pentru a arăta cât de vulnerabili sunt în lupta contra coronavirusului. Protestul inedit a strâns zeci de fotografii și sute de reacții pe rețelele de socializare. Franța este puternic lovită de criza sanitară. Are peste 125.000 de bolnavi și peste 22.000 de decese.